Mergem mai departe, da. Și vorbim despre un vis împlinit pentru un tânăr din Hunedoara și o zi a copilului trăită cu bucurie și multă demnitate. Robert a rămas copil în suflet, chiar dacă anii și greutățile aduse de boală au trecut peste el. Cele mai mari bucurii în viață le-a avut atunci când și-a descoperit talentul pentru pictură. Și l-au ajutat oameni importanți să aibă propria expoziție. Acum i-au dăruit șevalet, pânze și acoarele și l-au așteptat într-un cadru de vis, unde la Castelul Corvinilor din Hunedoara. Printre cei care au vizitat expoziția lui s-a numărat și fostul gimnast Marian Drăgulescu. Robert a întâlnit-o pe Raluca Bugnar cu ceva timp în urmă și a împărtășit acesteia dragostea lui pentru pictură. Povestea de viață a tânărului a impresionat-o și împreună cu un grup de oameni sufletiști au decis să-l sprijine. I-am făcut o vizită acasă unde am observat că are foarte multe tablouri pictate, i-am dus foarte multe pânze, acuarele, marcăre permanente, farfurii. Ne-a făcut atunci o demonstrație foarte frumoasă. Ne-a pictat, să vedem, și atunci l-am întrebat care ar fi dorința lui cea mai mare. Și ne-a spus, foarte timid, cu un bun simț ieșit din comun, că își dorește o expoziție de pictură. Bucuria lui Robert este dată de mirajul culorilor pe care le așterne pe pânză albă, iar mama sa, care l-a crescut singură, știe cel mai bine acest lucru și privește cu mândrie picturile fiului ei. Pictura te relaxează și te liniștește. Găsești bucurie în tot ce desenezi? În culorile vii. Ce ai pictat, Robert? Personaje de desene, farfurii, flori. Am făcut și castelul Bram. Robert de mic are pasiunea de a colora și am observat această pasiune și l-am încurajat de mic ca să coloreze. Și cu timpul a început și cu pictura. Doresc ca și alții să facă mai mult pentru persoanele cu dizabilități, tinerii noștri care, deși sunt puțin diferiți, au și ei o șansă de a-și dezvolta și de a expune talentele lor. Raluca Bugnar nu a uitat promisiunea făcută și a respectat-o, așa că Robert are expoziția lui, organizată într-un loc excepțional încărcat de istorie. O să aleg un tablou cu desene animate pentru fiica mea, Maria, dar și un tablou cu Castelul Huniazilor, ca să am o continuitate la tema cu castelul pe care o am la birou. Am venit să-l susținem pe Robert, un tânăr special, un tânăr cu dizabilități, dar care are sufletul și mintea unui copil. El și-a ales în mod deosebit această zi de 1 iunie pentru că a vrut să, de multă vreme a vrut să organizeze această expoziție și noi l-am ajutat foarte mult. Printre cei care au văzut tablourile s-a numărat și Marian Drăgulescu, marele gimnast al României. Am venit să vizităm Castelul Corvinilor și am dat și peste această expoziție. Ei, ne uităm, am înțeles că acest tânăr din spatele meu le-a făcut, se potrivește așa cu tot ceea ce se întâmplă aici. Lumea a venit să se destindă și să se bucure vizual. Eu am cumpărat farfuria asta. Robert cât e? Zice că 25, dar merită mult mai mult. Păi ce ziceți? Merită mai mult? Cum vi se par aceste tablouri? Foarte frumoasă, inedită, reflectă tinerețea. Mă duc așa într-o lume a copilăriei. Raluca Bugnar crede că a fi umanist înseamnă în primul rând să manifeste omenie față de semeni, iar cele trei cuvinte, demnitate, onoare, curaj, ar trebui să devină călăuză pentru toți românii.